Anchetă în Târtășe, județul Dâmbovița, în cazul spargerii casei unui general din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit anchetatorilor, locuința a fost spartă în timp ce proprietarul se afla la un parastas. Polițiștii au acționat prompt și patru bărbați suspectați că au spart casa din Târtășești au fost prinși aseară în București. Ei aveau asupra lor bunurile furate din locuința generalului. Suspecții ar fi sustras 1200 de lei, câteva bijuterii din aur ale soției generalului și ceasuri de colecție evaluate la 5000 de lei. În momentul în care au fost capturați, cei patru bărbați aveau asupra lor bilete de avion spre Portugalia. Se pare că spărgătorii nu sunt la prima infracțiune de acest gen. Polițiștii continuă cercetările în scopul stabilirii întregii activități infracționale.